Doi părinți și-au surprins fica în dormitor cu un băiat, iar reacția a fost una deosebită de agresivă. L-au aruncat pe bărbat pe geam, fără să țină cont că sunt la etajul 3. Cei doi soți în vârstă de 50, respectiv 44 de ani, sunt acuzați de tentativă de ucidere din culpă. Cei doi l-au împins pe fereastră pe iubitul fetei lor în vârstă, în vârstă de 29 de ani, pe care l-au surprins în pat cu fica lor. Ahmed avea o relație de 2 ani cu fata celor doi părinți, însă relația a fost ținută secretă de teama posibilelor reacții ale familiei fetei. În timp ce părinții erau plecați într-o deplasare în afara orașului, fata și-a chemat iubitul pe la ea. Ghinionul celor doi a fost că părinții fetei s-au întors mai devreme decât plănuiseră și i-au surprins în dormitor dezbrăcați. Ahmed a încercat să se ascundă după perdele, dar mama fetei a tras jaluzelele și l-a descoperit. În scandalul creat, tatăl fetei l-a împins pe băiat pe fereastră. Acesta s-a dezechilibrat și a căzut la etajul 3. Imediat după, părinții au închis fereastra fără a fi afectați într-un fel de cele întâmplate și au interzis fetei să sune la ambulanță. Fata a reușit să facă rost de un telefon și să anunțe autoritățile. Afganul a căzut de la o înălțime de 11 metri, a avut câteva fracturi și a trebuit să stea două luni în clinica universitară, suferind 5 operații. În urma acestora a rămas Com um mais curto.